Haideți să vă dau o informație foarte importantă dinspre Dinamo, foarte interesantă și nu sună deloc bine nici această informație pentru suporterii dinamoviști. Amzăr și Denis Politic au repetat remeneurile în această dimineață și nu sunt deloc ok. Vor pleca amândoi la Belgrad, la Mariana Kovacevic, astfel că nu vor face deplasarea cu echipa la Cluj. Dinamo fără Amzăr și Politic la Cluj vor zbura în Serbia. Vor fi ceva probleme poate iarăși pentru Zeljko Kopić. Amzăr este unul dintre underii pentru, a fost cel mai folosit de fapt under în aceste 26 de etape pentru Dinamo, va juca probabil iarăși Bordușanu, iar Denis Politic până la urmă este goalgetter lui Dinamo în Superliga, are 6 reușite. Toate informațiile despre această știre le găsiți pe fanatic.ro. Deci Amzăr și Politic merg la Belgrad, nu la Cluj, cu Dinamo pentru meciul cu CFR de și în două zile au făcut două remeneuri. Da, pentru că la primul nu s-a văzut nimic, la niciunul. A fost doar o mică leziune la Denis Politic, de Amzăr nu știu, și astăzi le-au repetat pentru că probabil s-a mărit leziunea de ieri până azi, Cristi. Nu am fost acolo. Păi nu, dar nu am fost acolo. Ce doctor, că aia remeneul e la fel, depinde de interpretare. Robert, faci clinica? Da, corect, okay. Așteptăm faci clinica, rezultatul va fi așteptăm corect de la primul remeniu și atunci nu vor mai fi probleme. Deci, pare, cei de la Dinamo s-au impacientat pentru că, sigur, jucătorii au acuzat dureri în continuare, au repetat remeneul în această dimineață și au hotărât să îi trimită la Belgrad, astfel că ei zboară la Belgrad, Dinamo zboară la Cluj pentru meciul de vineri peste cu două CFR. Pentru etapa intermediară. Etapa intermediară, Dinamo joacă marți, din câte marți. Știu, acasă cu Hermann. Și azi este marți, e posibil 3-4 zile la Mariana și aia e. Da. Cam așa, ăsta e procesul, dacă nu sunt foarte grave. Dacă va fi această vizită, vor fi ok pentru meciul cu Hermannstadt. Andrei, după Dinamo ce aveau trei români în echipă, acum, doi au ajuns la Mariana. Bine, concluzia lui Andrei. Dar mai rămas Patriche, nu? Patriche. Da, stai, păi, dar l-au semnat pe băiatul ăla. Când era tânăr junior la Sportul Studențesc. Se joace în locul lui Patriche. Patriche. Ah, da, Edgarie. Da. Lui Patriche îi se spunea bărbatul. De ce? Porecla lui la Sportul Studențesc. Datorită vocii, nu? Da, pentru că era foarte serios. Răzvan Patriche Nichita. Așa e numele complet. Și poate că o să râdeți, dar era la vremea respectivă fundașul cu cea mai bună viteză din ligă. Viteză foarte, foarte bună pentru un fundaș. Avea Patriche și mă bucur pentru el. M-am bucurat și cât a fost la Clincea, că toată lumea zicea că jucător terminat. Uite că omul Patriche, cu seriozitate, bărbatul își face treaba. Și e foarte important acolo. A ajuns să țină practic o defensivă în spate, atâta cât mai poate. Că e singurul titular din echipa care a promovat în Superliga. Da, nu mă înșel. Și Amzăr. Da, asta a jucat mult mai mult ca Amzăr. Amzăr a jucat aproape non-stop, cred că la promovare. Și acum cu nou ăsta transfer, eu nu știu ce... Da, e interesant ce să găsești, ce să-i reproșezi. Edgarie, cine iese ca să... Da, dar ce-i reproșez lui... Ce-i reproșez vârsta, lui... poți să o reproșez lui Patriche. Nu știu. Eu nu găsesc. Păi n-ai ce să-i ca să-l scoți din echipă, să, că a venit transferul, că are CV-ul bun. Robert, Gianni-l chema cu el, la turistul Lebă. Mai glumește și Gianni, dar... Era momentul când Dinamo nu bătea pe nimeni. Dar Patriche și când nu bătea pe nimeni, nu poți să-i reproșezi că nu știu ce a făcut, că a greșit decisiv și așa mai departe. Iar din punct de vedere al atitudinii, chiar e dintre ea care dă tonul la ciomăgeală. Singurul lucru, nu mai are viteza care o avea. Nu mai are deloc. Nu mai are nici vârsta care o avea când... Da, dar ce spui tu, atitudinea meciul cu Oțelul și am văzut și suportul tribunei, am văzut comuniunea asta între spectatori, între fani și jucători. În minutul 4, cred că a intrat, a făcut o alunecare undeva în... A dat o minge în aut, pur și simplu. Și tot stadionul a explodat ca la gol. Adică, băi, apreciază lucrul ăsta și ăsta e un lucru foarte important pentru Dinamo în momentul ăsta greu. Pentru că e un moment în care chiar trebuie să muncească toată lumea. Pentru că altfel nu pot scoate căruța din mocirlă. Ei se pot salva sau pot avea rezultate bune în continuare și pe atitudine. Da, cu un stadion plin în spate pe Arcul de Triumf, atitudinea contează. Cum spune, entuziasmul care cei din teren de data asta îl transmit suporterilor. Uite, bă, ne sacrificăm, băgăm o alunecare, de-aia și uralele alea, când Patriche face o alunecare care o putea face oricine și împinge o minge în aut. Dar uite că
ceea ce se întâmplă la, la Dinamo în momentul de față, e bine pentru Superliga. Pentru, fac puncte, sunt acolo, speră, se investesc bani, echipa răspunde pozitiv, au stat în fața galeriei acolo, au cântat vreo 15 minute după meci. Pare că lucrurile merg spre bine. Am mai avut două victorii la rând, nu? Când au bătut da, Botoșani și Voluntari. Nu, Voluntari pe Arcul de Triumf. Au bătut la vot. Nu, nu, au bătut pe Botoșani pe Arcul de Triumf. A, tu zici în, da, în vară. Da. 6 puncte unul după altul. Au bătut în ultimul minut un gol de portar. A intrat Denis Politic și a greșit Ducan, cred că. Dă prin fața porții și o bagă Ducan. După aia a fost meciul de la Voluntari. Șansa să rateze sigur Johnson penalti. Da, și la Voluntari în ultimele faze ale meciului, ultimul minut, dă sigur să bate după loc. Bate după loc, nu și a elan și dă pe, nu mai e între timp la Voluntari și dă pe lângă poartă să termină meciul 3. Sigur, Ionson, care la un moment dat era jucătorul cel mai bine plătit din toată Superliga. Da, la Cluj, la CFR. La CFR, da. Jucător cu calitate, dar la fel vârsta să vedea la el mult mai pregnant decât în cazul lui Patrick. M-am întrebat mult, mult timp m-am întrebat de unde are Voluntariul... Nu, păi nu avea salariul la fel, n-ai cum să ai ca la CFR Cluj, dar era undeva la... La? Câteva mii de euro. A, păi câteva? 10-12 mii de euro. Nu, era sub 10 mii. Era sub 10 mii? Era sub 10 mii, la Voluntari nimeni nu are peste 10 mii de euro. L-au luat la ofertă. L-au luat, da.